Cetățenii ucraineni aflați în Moldova sunt susținuți financiar de Agenția ONU pentru Refugiați. Cei care au părăsit țara vecină după declanșarea războiului vor primi timp de jumătate de an un ajutor în valoare de 2200 de lei lunar pentru fiecare membru al familiei. Plata este unică și poate fi recepționată pe conturi bancare sau prin intermediul sistemelor internaționale de plăți. Totodată și familiile de moldoveni care găzduiesc refugiați în casele lor vor beneficia de un ajutor unic de 3.500 de lei, oferită de Programul Alimentar Mondial al ONU. Zilnic la centrele de refugiați din țară este agitație. La centrul Moldexpo din capitală am surprins zeci de cetățeni din țara vecină care au venit să-și ridice ajutorul oferit de Agenția ONU pentru refugiați. Pentru a primi cei 2200 de lei, ei trebuie să completeze un formular în care să indice adresa unde locuiesc în Moldova și număr de telefon din țara noastră. În maxim 15 zile după completarea acestuia, ucrainenii primesc un mesaj în care este indicată ora și locul unde trebuie să se apropie pentru a primi cardul cu bani. Oamenii ne-au spus că sunt recunoscători celor care îi sprijină pentru a trece mai ușor peste ororile războiului și că banii vor fi utilizați pentru a face față cheltuielilor cotidiene. Noi ne-am înregistrat, am așteptat un mesaj, am venit mesajul și ne-au spus când să venim. Am venit și totul repede a fost. Ne-au înregistrat, au luat datele din pașaport și ne-au dat cardul. Banii vor fi cheltuiți pentru plata chiriei și serviciile comunale. Cred că o să ne ajungă, noi suntem trei din familie și suma este una normală. Mulțumesc de asta. Și unde o să folosiți banii? Sigur că pentru produse alimentare. Trebuie să-mi hrănesc nepoata, mai ales că vin sărbătorile pascale. Trebuie să trăim viața continuă. O să cumpăr praf de spălat, voi cumpăra mâncare ca să ajungă. Alte două refugiate din Odessa, care locuiesc împreună cu copiii lor într-o gospodărie din satul Vadului Isaac din raionul Cahul, ne-au spus că acești bani ar putea să nu le acopere cheltuielile. Noi încă nu înțelegem dacă această sumă va ajunge pentru acoperirea cheltuielilor comunale, fiindcă pentru noi este foarte scump când transformăm în hrivne prețul la gaz. De exemplu, de aia nu știm. Acum am primit multe ajutoare și când analizăm pe o perioadă, ne ajunge. Dar dacă am rămâne fără ajutor și doar cu 2000 de lei, nici nu știu pe ce ne-ar ajunge. Vor merge pentru necesități. Ni s-au rupt adidașii. Noi ne-am încălțat doar cu ce am reușit. Trebuie să mergem să cumpărăm. Plus, se va încălzi și nu avem nimic din haine calde. Suportul financiar de 2200 de lei oferit lunar este acordat refugiaților de la sfârșitul lunii martie. Totuși, prioritate au bătrânii, familiile cu copii și cele sărace. În data de 25 martie am lansat oficial programul împreună cu ministrul Spătar și împreună cu colegii de la Programul de Alimentare Mondial. Aceste carduri pot fi utilizate exclusiv doar în Republica Moldova. Persoanele pot să aleagă fie bunuri sau servicii de la agenți economici din Republica Moldova sau pot să retragă acești bani de la bancomatele din Republica Moldova. Responsabilii precizează că suma de 2200 de lei a fost stabilită în baza realităților din Moldova. Când am stabilit acest cuantum, am stabilit în baza coșului minim de consum și a realității de consum din Republica Moldova. Iar unele familii care găzduiesc refugiați spun că ajutorul unic de 3.500 de lei oferit de Programul Alimentar Mondial al ONU nu este suficient. Este și cazul Veronicăi, o locuitoare din capitală, care a adăpostit în casa ei, începând cu luna martie, trei persoane venite din Ucraina. Eu socotic că nu ajunge. Țin 3.500, dar plătești comodități, plătești mâncare, medicamente, că ei sunt în vârstă. Dacă ar fi lunar, ar fi bine, dar dacă e o singură dată, cam depinde cât stau refugiații ăștia. Agenția ONU pentru refugiați a rezervat 49 de milioane de lei pentru suportul financiar al celor care au fugit din calea războiului și au rămas în Moldova. Suma a fost calculată pentru circa 100 de mii de cetățeni. Reprezentanții agenției spun că din 25 martie, peste 35 de mii de ucraineni s-au înregistrat pentru a beneficia de suport, iar peste 13 mii și-au ridicat deja
cardurile. Potrivit autorităților de la Chișinău, moldovenii care găzduiesc refugiați și doresc să beneficieze de ajutorul unic de 3.500 de lei sunt îndemnați să se înregistreze pe site-ul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, uahelp.md. După înregistrare, ei sunt rugați să se împartă cu numărul de bilet cu refugiații găzduiți pentru a se înregistra și ei. Totodată, Primăria Chișinău a anunțat vineri că a identificat câte un oficiu în fiecare sector al capitalei, unde oamenii se pot înregistra pe platformele disponibile pentru ca să poată ridica banii. Adresele pot fi găsite pe pagina web a primăriei.